O femeie care ar trebui să-și facă o familie, care ar trebui să se dedice nașterii copiilor și educației acestora, dar mai puțin în problemele locale. Asta am simțit-o pe propria experiență, dar eu cred că o femeie puternică poate face față asemenea situații și chiar să le demonstreze contrariul.